11 și 34 de minute, ascultați Radio România Actualități și este momentul să ne întâlnim astăzi cu Raluca Chișu, invitată între prieteni. Sunt sute de copii care au nevoie zilnică de terapie și ai căror părinți se află în mare dificultate, în imposibilitatea de a le susține programul de recuperare neuromotorie. Sunt mii de minute de terapie care pentru un copil pot face diferența între modul în care își va duce viața. Tocmai despre aceste lucruri vom vorbi cu invitata de astăzi, Raluca Chișu, fondatoarea Centrului de Recuperare Kineto Bebe. Pe Raluca o avem acum la celălalt capăt al firului. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența de astăzi între prieteni. Bună ziua, eu mulțumesc pentru invitație. Mi se pare extraordinar că putem să povestim în această dimineață despre lucruri frumoase care se întâmplă în recuperarea pediatrică a copiilor. Pentru cei care nu știu ce înseamnă această organizație Kineto Bebe, aș vrea să le spun că este de fapt o organizație non-profit care se implică activ în primii ani de viață ai copiilor cu nevoi speciale, le oferă terapie, ședințe de terapie motorie și cognitivă. Raluca este economist ca formare, dar a reușit să pună pe picioare primul centru de recuperare pediatrică și aș vrea să începem chiar cu începutul, Raluca. De ce te-ai gândit să creezi acest centru și cât de greu a fost acest drum? A fost ceva care am simțit că este nevoie să renască oarecum pe piața medicală din România. Nevoia de recuperare și nevoia de recuperare specială pentru copii este foarte mare, iar răspunsul atât sistemului privat cât și răspunsul sistemului de stat era destul de micut la cererea și nevoia părinților. Kineto Bebe s-a născut acum 11 ani. Mulți înainte și de acum încolo. Mulțumim, în momentul în care am fost primul centru dintr-un mediu privat, dintr-un mediu ONG, destinat exclusiv copiilor. A fost oarecum o premieră și am muncit foarte mult pentru că mă întrebai dacă a fost greu. Da, a fost dificil pentru că orice lucru care este la început vine cu foarte multe bariere sau cu foarte multe semne de întrebare. Iar noi am început de la o sală de terapie și de la un terapeut, iar am ajuns acum la 3 centre de recuperare, la o echipă de 40 de specialiști care se ocupă de copii și 150 de copii care vin zilnic în centrele Kineto Bebe. Ce aș vrea să subliniez, iartă-mă, Raluca, te întrerup un pic, ce aș vrea să subliniez este faptul că centrul vostru acordă burse de tratament copiilor care nu și-l pot permite. Vin foarte multe mesaje pentru tine, Raluca, sunt părinți, mesajele părinților care au nevoie de acest tratament. Primul lucru este, de fapt, este o întrebare care se regăsește în 3 sau 4 mesaje venite chiar acum de la ascultători. Cum te pot găsi și care sunt condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească un copil pentru a beneficia de această bursă? Noi avem de la începutul anului programul Baby Check. Sunt, de fapt, burse de evaluare ale copiilor. Asta înseamnă că părinții care doresc să vină în centrele noastre să vadă dacă copiilor au nevoie de terapie și care au nevoie de un program de terapie pot să vină să vorbească cu un kinetoterapeut și să facă aceste evaluări gratuit. Baby Check oferă aproximativ 20 de burse lunar, iar părinții se pot înscrie pentru aceste burse pe site-ul nostru kinetobebe.ro. Acolo găsesc toate informațiile, atât referitor la bursele de evaluare, cât și la bursele de terapie. Bursele de terapie este un program pe care noi îl desfășurăm de aproape 4 ani deja, program în care alocăm lunar un buget în funcție și de donațiile și sponsorizările care vin în Asociația Kineto Bebe, un buget prin care acoperim integral sau parțial programul de recuperare al copilului. Să nu uităm că tot ceea ce înseamnă parte de cheltuieli de recuperare, ele vin susținute de părinți. Este foarte greu să susțină aceste cheltuieli, mai ales dacă copilul suferă de o boală neurologică sau un sindrom în dezvoltare sau ceva care necesită recuperare pe program pe termen lung. Părinții de foarte multe ori intră în imposibilitatea
plății acestui program și atunci renunță la terapie. Și fix pentru aceste cazuri și situații încercăm să găsim susținere financiară, atât privată cât și prin donații fizice, pentru a încerca să oferim părinților câte o gură de oxigen. Probabil că este acea gură de oxigen care îi face nu numai pe părinți, dar pe copii să meargă la propriu înainte în viață. Raluca, din experiența pe care o aveți, 11 ani de kinetobebe până acum, care este afecțiunea cel mai des întâlnită în România la copii și la tineri? Am început prin kinetoterapie profilactică, acum 11 ani, și am dorit să oferim programe de dezvoltare armonioasă copiilor, să nu ajungem la diagnostice. Dar, din păcate, nevoia a fost, într-adevăr, de recuperare în diagnosticele neurologice, iar aici echipa mea și echipa coordonată de kinetoterapeutul Nicolae Iulian s-a specializat foarte mult în diagnostic neurologic și, bineînțeles, și în diagnostic ortopedic. Dar de ce vă spun în primul rând neurologic? Vă spun pentru că, conform ultimelor statistici, undeva la 25% dintre copiii care se nasc au nevoie de recuperare în primul an de viață, ceea ce ridică un foarte mare semnal de alarmă atât asupra atenției pe care părinții trebuie să aibă în acest domeniu, dar și asupra specialiștilor care încercăm și noi în proiectele noastre și în programele noastre academice să-i pregătim în centrele kinetobebe. Specialiști de recuperare pediatrică, este nevoie de acest lucru, dar este nevoie de specialiști cu foarte multă responsabilitate. Raluca, ai spus la un moment dat că sunt foarte mulți copii care încă de la naștere au nevoie de această recuperare. Aș vrea să te întreb acum, pentru părinții care cred că au acasă un bebeluș absolut normal și care se duce regulat, să spunem, la pediatru pentru a evalua starea de sănătate și modul în care crește bebelușul, la ce ar trebui să fie atenți părinții pentru a observa în mod clar dacă bebelușul lor are într-adevăr probleme sau nu? În primul și în primul rând există, și revin iarăși la site-ul nostru, kinetobebe.ro, există grafice de dezvoltare motorie ale copiilor. Deci fiecare părinte ar trebui să intre acolo pe site și să vadă exact cam care ar trebui să fie evoluția bebelușului. Ce trebuie să facă copilul? Deci trebuie să vadă ce trebuie să facă copilul. Trebuie să țină singur capul, trebuie să se ridice singur el, să stea în funduleț, trebuie să se ridice singur în picioare. Și repet cuvântul singur, pentru că aici este cheia de dezvoltare armonioasă a unui copil sănătos. Trebuie să ajungă să facă lucrurile singur. Nu se pune în picioare, nu se ține de mână și se trage la mers, nu se sprijină între perne, sunt lucruri care noi învățăm pe părinți, încercăm să lucrăm aceste programe în cazul copiilor fără diagnostic în dezvoltare. Deci sunt greșeli pe care părinții le fac, acelea acum... Din dragoste. Sunt greșeli care se fac din dragoste. Dar tocmai de aceea există specialiștii lângă ei și tocmai de aceea informațiile sunt foarte importante. Deci fără perne în jurul copilului. Raluca, iartă-mă, e din nou te întrerup, dar aș vrea să punctăm exact care sunt greșelile acestea pe care tu le numești greșeli din dragoste și cred că chiar din dragoste sunt, pentru că avem dorința de a-i proteja uneori mult prea mult pe micuții noștri. Deci nu avem voie să punem bebelușul între perne. Nu punem bebelușul între perne, nu îl punem în picioare înainte ca el să se ridice în picioare, nu îl tragem de mână când începe să meargă, încercăm să facem tot posibilul să meargă în patru labe prin casă și ne jucăm cu el în așa fel încât să dezvolte și această abilitate motorie, pentru că toate aceste lucruri vin cu foarte multe avantaje. Este bine să întrebăm medicul pediatru, este bine să facem atent medicul pediatru asupra stadiilor de dezvoltare motorie a copiilor. Am lucrat acum împreună cu UNICEF și avem un ghid de dezvoltare a copilului în care dăm și exemple de jocuri prin care se poate dezvolta aceste abilități sănătoase ale copiilor. Și din nou te întrerup, Raluca, pentru că dacă ai amintit de jocuri, sunt convinsă că sunt acum ascultători care au acasă un bebeluș. Poți să dai un exemplu concret de astfel de joc pe care părinții îl pot aplica acasă cu cei mici? Bineînțeles, și primul joc este jocul în oglindă cu copilul sau cu oglindă deasupra copilului. Sunt jocuri cu jucării
da? Nu cu telefoane, nu cu gadget-uri, cu nimic, dar cu jucării de bebeluș care fac zgomot, care sunt colorate și, bineînțeles, haideți să punem în mijlocul sufrageriei o pătură pe jos și să stăm cu copilul pe jos, să-i dăm cât mai multă libertate, cât mai mult loc de mișcare și să-l învățăm pe el să înceapă să-și dorească să facă aceste mișcări. El este, copilul este un elev foarte silitor, mai ales în primii 3 ani, pentru că dezvoltarea fizică și activitățile fizice îi dezvoltă și cognitiv și și inteligența. Vorbești cu atâta, da, vorbești cu atâta delicatețe, Raluca, despre bebeluși. Cred că sunt multe doamne care își doresc acum din nou să retrăiască această perioadă a vieții. Raluca Chișu, vă reamintesc, invitata de astăzi între prieteni, este fondatoarea primului centru de recuperare pediatrică, specialist și formator în managementul sanitar și, dacă tot am amintit despre jocuri, am citit, Raluca, și am aflat care era jocul tău preferat în copilărie. O să le spun acum ca să ne audă și cei care ne urmăresc, să pună înapoi petalele căzute ale florilor. Asta făcea Raluca atunci când era mică, practic să repare ceva fragil și delicat și probabil că de aici vine, Raluca, și vocația ta de reparator al suferinței copiilor cu probleme de motricitate, al confuziei și al agoniei pe care le trăiesc părinții, bunicii și toți cei care sunt în jurul unui micuț care, din păcate, mai are și astfel de probleme. Viața nu e întotdeauna roz. Așa este, e foarte frumos, cum ai spus, m-a emoționat pe mine, în primul rând, foarte tare, îți mulțumesc din suflet. Nu știu dacă este neapărat un rol pe care mi l-am asumat, ci este ceva care vine din adâncul sufletului meu și nu este vorba doar de sufletul meu, ci este și sufletul întregii echipe KinetoPB. Oamenii care lucrează cu copii, oamenii care lucrează cu părinți care au nevoie de sprijin, sunt oameni speciali. Și astfel mă închin și mulțumesc întregii echipe a centrelor de recuperare KinetoBB, dar și a lumii medicale din România, pentru că să știți că avem specialiști buni, rezultate frumoase și ne bucurăm că începem să fim validați și peste hotară. Până la urmă, cred că pentru fiecare om, echipa cu care lucrează este foarte importantă. Este acea condiție necesară și suficientă ca lucrurile să se așeze pe o cale firească și pe un drum care duce în mod sigur spre succes. N-o să te întreb foarte multe lucruri despre felul în care îi selecționez pe cei care participă și lucrează la acest centru și mai degrabă o să te întreb, Raluca, cum reușiți voi, cei de acolo, să le transmiteți încredere părinților? Pentru că cine este părinte și are acasă unul sau doi sau poate mai mulți copii, cred că mă înțelege foarte bine. Atunci când copilul tău are o problemă, lumea se prăbușește. Și ai nevoie, în primul rând, de resurse ca să te ridici, așa încât să, dacă ție ți este bine, și copilului tău îi va fi bine. Cum procedați cu acești părinți care poate n-au suficientă putere să meargă mai departe? Ce le transmiteți? Cum îi faceți să se ridice? Cred că cheia este, de fapt, comunicarea. Oamenii și părinții și bunicii și cei din jurul unui bebeluș au nevoie să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul lor. Au nevoie să înțeleagă ce înseamnă boala, ce înseamnă recuperarea, ce se întâmplă dacă nu se recuperează și întrebările sunt foarte multe. Colegii mei răspund la întrebări, colegii mei vorbesc cu părinții, încercăm să ridicăm și să explicăm părinților că în funcție de starea lor de spirit și de modul în care văd această recuperare și copilul va participa la recuperare altfel. Și avem tot felul de secrete, mici secrete, pe care le folosim în sala de terapie, de la faptul că avem terapeuți care cântă împreună cu copiii în timpul terapiei, până la terapii care se desfășoară în săli senzoriale, pe semilumină, cu lumini colorate, cu muzică în fundal, pentru că da, vrem ca copilul să participe la terapie, dar și părintele să fie acolo, să înțeleagă și să facă parte din terapie. Este acel triunghi de succes, copil, terapeut, părinte. Dacă părintele lipsește din această ecuație, copilul nu are la fel de multe avantaje. Și da, să-ți răspund scurt, un singur cuvânt înseamnă comunicare. Trebuie vorbit cu părinții. Părinții înțeleg și să știți că și copiii înțeleg. Până la urmă este forța aceea puternică a cuvântului. Cuvântul poate face uneori chiar lucruri imposibile.
Raluca Chișu, economist, antreprenor, fondatoarea primului centru de recuperare pediatrică, invitată de astăzi, pentru că sunt ascultători care întreabă cine vorbește acum la radio, este Raluca Chișu, cea care vorbește cu delicatețe despre problemele acestea deloc ușoare care apar în viața părinților și a unor copii care au astfel de probleme, sunt de fapt oameni speciali, indiferent de vârsta pe care o au. Raluca, v-a afectat pandemia foarte mult? A fost un an furtunos, 13 martie, în momentul în care am fost nevoiți să închidem centrele datorită situației de urgență, a fost un moment cu foarte multe semne de întrebare și semnele de întrebare nu erau față de noi, față de echipă, ce se întâmplă cu chiria, salarii și alte lucruri, așa cum ne întrebam toți economic, ci ce se întâmplă cu copiii noștri. Recuperarea pediatrică nu se poate face online, nu se poate face la distanță. Putem da niște informații, niște sfaturi, dar nici într-un caz nu putem pune mâna pe bebeluș la distanță. Este o meserie care se face cu sufletul, cu creierul, dar și cu mâna terapeutului. A fost un moment în care ne-am alăturat atât colegiului fiziochinetoterapeut, ochioterapeuților, lumii medicale, din toată România și am încercat să găsim soluții ce putem face ca să ne întoarcem cât mai repede în sălile de recuperare. Ne-am întors în mai, după 2 luni de absență. S-a văzut această absență în rezultatele copiilor. Evoluția și rezultatele copiilor, sunt convinsă de acest lucru. S-a văzut pentru că noi am rupt o rutină a copiilor. Copiii cu probleme neurologice au o rutină în recuperare, în mersul la sala de recuperare, discutați cu terapeutul. Deci a sunt fost ceva multe care lucruri. A trebuit cumva să reluăm din nou. Am fost foarte norocoși și prin respectarea cu strictețea măsurilor de igienă. Și acum lucrurile ușor-ușor se așează, nu? Totul a fost, bineînțeles, reașezat. Asta este Sările foarte de bine. Terapie sunt, bineînțeles, populate de copii și terapeuți și părinți. Asta este vestea bună și aș vrea să închei aici cu această veste bună, Raluca. Din păcate, timpul este nemilos. Nu este întotdeauna timp să vorbim despre lucrurile atât de minunate, atât de frumoase pe care le faceți. Gânduri bune, cu sănătate, în primul rând vouă, părinților și nu în ultimul rând micuților care au nevoie de ajutorul vostru. O zi cât mai frumoasă, Raluca Chișu, fondatoarea primului centru de recuperare pediatrică, a fost în direct la Radio România Actualități. I'm sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So I'm gonna leave the door open, girl. I'm gonna leave the door open.
Ascultați Radio România Actualități, este 11:54, în curând va fi miezul zilei. La ora 12 fix, Cătălin Gomboș este nerăbdător să vă prezinte cele mai noi informații ale zilei, știrile Radio România Actualități, apoi Sorin Croitorescu vă așteaptă și el la o dezbatere de prânz. Luni dimineață, între prieteni, după ora 11:30, ne reîntâlnim cu Marian Drăgulescu. Eu sunt Daniela Mihai, vă mulțumesc tuturor pentru fidelitate și pentru prietenie și vă doresc tuturor să aveți parte de un weekend cât mai frumos și relaxant.